Au fost instalate filtre la intrarea dinspre Petroșani în defileul Jiului din cauza focarului de pestă porcină care a fost confirmat în zona noastră. Jandarmii, polițiștii și reprezentanții ai DSVSA sunt acum postați în zona în care au fost găsiți mistreții morți săptămâna trecută, iar fiecare mașină, ori vânătorii care coboară din acel loc, sunt verificați. Nu se instituie însă măsurile din vară, când au fost instalate covoare îmbibate cu soluții, pentru că temperaturile scăzute ar face inutil filtru. Numai puțin de 4 porci mistreți au fost găsiți morți în zona Iscroni, aproape de Gambrinus, iar autoritățile din județul Hunedoara spun că analizele de laborator au confirmat suspiciunea de pestă porcină. Prefectul județului Hunedoara, Vasile Poteca, a emis un comunicat de presă în care a anunțat că a fost convocat Comitetul pentru Situații de Urgență și că a impus autorităților din zona noastră mai multe măsuri. În acest context, pentru eliminarea contaminării, membrii CJSU au decis aplicarea planului de măsuri pentru combaterea pestei porcine și menținerea interdicției desfășurării târgurilor și a expozițiilor de animale pe teritoriul județului Hunedoara. La ordinul prefectului de Hunedoara, Vasile Poteca, a fost dispusă transmiterea deciziilor adoptate tuturor primăriilor din județ. Se arată în comunicat. În luna decembrie anului trecut, mai mulți porci mistreți din 24 de fonduri de vânătoare din Gorj au murit răpuși de pesta porcină africană. Autoritățile susțin că analizele de laborator au indicat prezența acestui virus și chiar cauza decesului. Au fost luate măsuri de igienizare a tuturor locurilor, însă răspândirea virusului nu a fost stopată. Tot anul trecut, în Valea Jiului, au fost impuse măsuri sanitare la intrarea dinspre Petroșani în defileul Jiului din cauza unui focar de pestă porcină de pistă stat într-o gospodărie din Vulcan.